Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord Învărsător, etalare pentru ianuarie 2022. Haideți că n-am întârziat chiar atât de mult. Acum, în timp ce pun bilițul, că parcă totuși, chiar dacă e lumină, se vede un pic mai bine, da? În timp ce am amestecat cărțile, au venit doi de bâte. Asta spune că sunteți așa la margine de... la hotar de ani, că tot am început noul an, la hotar de ani și vă faceți planuri pentru noul an, vreți să vă extindeți. Am văzut în timp ce am amestecat clarificatorii și concepția sau conceperea, un concept la care lucrați, o carte, o prăjitură, dați și mie dacă este bună, nu știu, ceva, o chestiune la care lucrați. Dar știu că sunt unii vărsători care sunt foarte creativi și... folosesc bine cuvântul. Cred că totuși o carte se va produce anul acesta și alte proiecte. Poate vreți să vă faceți un canal, unii dintre voi, Ervin, dacă ai canal, succes, dacă nu, lansează-te, tot succes, în cazul în care asculți etalarea. Sunteți pe loc, deocamdată stați pe loc, trebuie să lăsați în urmă ceva care vă ține pe loc, o veche pasiune, un vechi hobby. Poate să fie și un job, orice, ceva, care cândva v-a plăcut, dar acum vă ține pe loc. Și simțiți nevoia să vă extindeți, că până la urmă casa vărsătorului nu e casa 11-a, a prietenilor, a multor, sunt multe simbolistici, dar, în primul rând, a online-ului, da? Probabil că vreți să munciți online, rămâne de văzut. Poate chiar faceți asta de mai mult timp, dar ceva trebuie să se extindă. Chiar dacă stați pe loc, măcar... în virtual, să vă extindeți universul, la capătul setului de cărți. Ce apare? Împăratul, interesant. Vreți să vă găsiți stabilitate eventual în altă parte sau pe alt concept? Să lăsați în spate niște blocaje. V-ați separat deja de niște blocaje sau urmează să vă separați? La niște blocaje, de niște frici, de niște confuzii și vă pregătiți să renașteți. Și chiar o călătorie posibil să fie, depinde de voi, dacă vă permit condițiile de sănătate sau nu, o călătorie care vă poate duce către persoana voastră divină, masculin sau feminin, dar în primul și în primul rând pentru un nou sentiment de stabilitate. Sentiment, senzație. Nu este cărțile. Știți cum fac eu, le împrăștii prin setul de cărți, le voi amesteca încă o dată. Hai să vedem energia generală. Energia generală pentru vărsător. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Vărsător. Energia generală pentru ianuarie 2022. Ups! Faetonul, că tot am vorbit de călătorie, interesant. Și valetul de aer, dar așa, probabil că oricineva vă urmărește, ori voi urmăriți pe cineva, valetul de aer, nu, într-o poziție clară. Ah, interesant, poate comunicarea cu cineva nu este clară și trebuie să mai investigați anumite lucruri. Poate informațiile pe care le aveți iar nu sunt clare, în acest motiv trebuie să vă faceți planuri, să căutați pe internet una alta acasă. Puteți lua o decizie foarte importantă, bine, decizii toți luăm în acest an, ca să mergeți mai departe. Să mergeți înspre victorie, înspre succes, înspre destinul vostru. La capătul setului de cărți, 10 de foc și o dezamăgire care v-a consumat, v-a ars sufletul. Stagnare. Poate comunicarea cu cineva, dar dacă nu e comunicarea cu cineva, trebuie să... Iar, doi de bute. Vă faceți planuri cum să renașteți. Cum să renașteți și să ieșiți din această stagnare despre care am vorbit mai devreme. Care vă doare, vă apasă, vă consumă energia. Aveți multe planuri, multe idei și vreți să le puneți în practică. Nu puteți să le puneți pe toate, stând pe loc sau agățați de o anumită relație, de o anumită persoană, de un anumit job, de o anumită idee. Hai acum să amestec.
A, înainte, în timp ce amestec, pentru cei care mă întreabă de ce nu amesteci în fața camerei, în fața camerei nu pot pentru că nu permite poziția, nu permite și risc să dărâm tripodul. În al doilea rând, și care este de fapt primul și cel mai important, dacă aveți cea mai ușoară senzație de neîncredere, vă rog frumos să plecați în altă parte, sunt atâtea canale, ascultați în altă parte, dacă nu aveți încredere nici acolo, deci ascultați unde aveți încredere, da? Unde aveți încredere, altfel nu primiți niciun mesaj, mesajul trece pe lângă voi. Am spus asta la toate zodiile, da? Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Învărsător, ianuarie 2022, hai să vedem. Interesant, doi de cupe, colaborare, dragii mei, poate să fie o colaborare, poate să fie și un suflet pereche, rămâne de văzut. Central. Opa! Evenimente neașteptate. Ups. Ceva se dărâmă în sufletul vostru, o construcție veche, o relație, atașamentul pentru cineva se dărâmă. Dar în sufletul vostru se naște și o nouă idee. Provocarea este să nu stați în acea construcție. Patru de băte, să nu țineți la acea construcție. Să nu țineți pentru că aveți multe de descoperit și încă nu v-ați descoperit destinul. Parte din destinul vostru acum începe să se manifeste pentru unii dintre voi. Acum. În trecutul îndepărtat v-ați luptat cu unii și cu alții, că știm că vărsătorii sunt destul de bătăioși. Da, sunt. Mai ales dacă aveți Marte în vărsător. Vai de capul meu. Sunteți foarte bătăioși. Foarte... Da, Marte, Uranus, da? Uranus e agresiv, e violent. Revoltă. Ah, interesant. În trecutul îndepărtat apare o revoltă. Interesant cum a venit mesajul, revoltă. Din ce motive? Poate că v-a săturat ca cineva să vă țină pe loc sau să stați în niște norme, niște tradiții, că nu e tipic vărsătorilor. Da, și vreți să călătoriți, vreți să mergeți în altă direcție. În altă direcție vreți să călătoriți, clar. Lăsați în urmă acele conflicte, discuții, concurență. Ce frumos! Mergeți înspre perechea voastră divină, înspre o poveste de dragoste, asta e așa, în viitor îndepărtat, o poveste de dragoste specială, dar care vă va provoca discernământul. Mersi de inspirație. Vă va provoca discernământul, pentru că va trebui să alegeți. În prezent aveți, uite, un rege de bâte, cineva care vă atrage, ori altcineva care se simte atras de voi. Vedeți, poate o fi și una și alta. Regele de bâte. Semn de foc nu obligatoriu, cineva cu marcaș puternic în semn de foc. Nu l-am clarificat, dar de ce simt nevoia să zic că e patant? Nu știu de ce simt nevoia. Ia uite, vă consumă la capătul setului de cărți. Probabil. Da, probabil că face parte din această energie a trecutului în care v-ați consumat, v-ați... Da? Cinci se dublează, da? Tot luptând, ați ajuns de v-ați săturat de atâtea lupte, să le explicați de ce voi sunteți așa și gândiți altfel, nu gândiți ca ei, da? Nu sunteți pe tron, nu vreți să stați pe tron, vreți să explorați lumea, vreți să găsiți noi idei, să... Da? Vedem. Opa, așa, am zis... Da. Vă găsiți stabilitatea într-o altă formă, în altă direcție. Sfatul, împăratul, rămâneți pe poziția voastră, aici e provocarea. Dacă cineva încearcă să vă distragă atenția, să vă dărâme idealurile, nu știu de ce am zis idealuri, dar așa o fi pentru unii, sau să vă dărâme siguranța, apropo, regele de bâte, siguranța de, față de voi, rămâneți în principiile voastre, dar vedem ce mai înseamnă și la clarificări împăratul. Poate să fie o figură autoritară care vă susține în această perioadă. Câteodată am văzut doi de cupe și îndrăgostiții care ambele reprezintă și colaborări, nu doar amoruri. Vedem. Exterior, opa, așa, 10, nu că 9, 10 de cupe, cineva care euforic. Ori o fi cineva care are multă pasiune și emoții față de voi, posibil. Vedem. 10 de cupe. Vedem. De ce vă este teamă de 10 de spade? Logic. Cui nu e teamă de 10 de spade, de 3 de spade, da? De durere, de probleme de sănătate, de moarte, de faptul că oamenii v-au trădat.
și nu mai vreți să fiți trădați, de aia trebuie să plecați 6 de spade și să intrați în autoritate. Ceva se mișcă. Terenul pe care stați, fundația, nu e bună. Trebuie să vă găsiți autoritatea și stabilitatea pe cont propriu. Ce vă doriți, eremitul? Interesant, un pic de tăcere. De liniște, în primul rând. Liniște să stați voi cu voi înși vă, să vă găsiți acea stea, da? Către care va trebui să mergeți mai devreme sau mai târziu. Vrei să analizați ceva? Suferințele prin care ați trecut, euforia pe care o simțiți din preajma altora, de ce alții sunt fericiți și voi nu, eventual. Vreți să analizați cum să vă stăpâniți și cum să vă controlați, că vărsătorii nu toți reușesc să se controleze. Vreți să analizați, eu știu, acel concept pe care urmează să-l lansați la un moment dat, cu eremitul care este o variantă a Mercurului, poate, a lui Mercur, de fapt, da? Poate unii vreți să scrieți, că tot am vorbit de scris, să găsiți inspirație ca să... Da, vă extindeți, este un nou, vă extindeți în alte dimensiuni, nu în aceasta în care stați. Pentru aceasta simțiți nevoia să vă izolați, dar vom vedea. Poate vă doriți pe cineva cu care nu vorbiți. Există și varianta asta mult mai comună, că tot am vorbit despre variante speciale, da? Poate nu toți oamenii, toți vărsătorii vor să scrie, da? Sunt și oameni simpli. Poate că unii vă doriți pe cineva cu care nu vorbiți. Ce reușiți să faceți? Deocamdată să investigați, ar fi minunat dacă ați reușit să investigați cu acele remit emoțiile, fricile. Un mister. Eremitul înseamnă și cercetare. Poate cercetați ceva unii dintre voi? Că vreți să ajungeți într-o poziție de autoritate? Faceți niște, nu știu ce am zis, cursuri, dar poate vreți să faceți cursuri. Vedem luna. Opa, luna, cavalerul de bâte. Cavalerul și 8, iar e o călătorie care se va manifesta în această perioadă. Ar putea să fie a voastră, dacă îi faie tonul apărul ca energie generală, să-ți lăsați în urmă 10 de bâte și dezamăgirea, adică consumul, să vă adunați, cu eremitul vă adunați energia. Vreți să mergeți să cuceriți pe cineva, unii dintre voi, o persoană misterioasă, cu luna, o persoană pe care nu înțelegeți și ați vrea să o înțelegeți mai bine, ați vrea să o înțelegeți, posibil cu marcaj în zodia racului pentru unii, că tot apare 10 de cupe, luna și faetonul. Posibil, nu toată lumea, evident. Ați vrea să-i cuceriți. Să comunicați cu ei. Pentru că nu e comunicarea ori corectă, ori clară, ori tăcere este. Valetul de aer este în poziție orizontală și a apărut și eremitul. De aia zic, poate tăceți. Da, și să colaborați cu ei, să creați ceva. Hai să vedem la capătul setului de cărți. Nu e obligatoriu să fie rap, evident, dar poate că e cineva. Mai tăcut? Poate persoana aceasta se izolează, poate persoana aceasta este mai științifică, să zicem, da? Îi place să studieze diferite chestii, să citească, să... poate persoana respectivă, da? La care vă gândiți, pe care vă doriți, este așa. S-a izolat că vrea să scrie, să citească, să-și înțeleagă destinul. E mai, cu alte cuvinte, introvertită? Ori doriți voi să fiți o perioadă așa? Pentru că în sufletul vostru ceva se dărâmă. Și atunci, după această explozie, ce poți să faci decât să te liniștești? Și apoi, după ce te liniștești, poate într-un mod misterios cu această lună, să iei hățu mână, nu? Hățu, așa am zis bine?
sau, eu știu, parcă așa se zice, cum uneori când citesc cărți, ce în limba e foarte ciudat. Da. Și să... și cal, și cal. Și să mergeți. Ori ei vor să vină, vedem. Vedem. Evident că poate să fie și una și alta. La capătul setului de cărți, ia uite. Valetul de spade și soarele. Și steaua. Dragii mei, mie nu-mi place să fixez steaua doar pe zodia vărsătorului, pentru că nu toți sunteți stele și nici toți leii nu sunt așa strălucitori și calzi și voioși. Dar, după cum arată cărțile, eu cred că e mai degrabă o trezire cu trăsnetul, cu steaua și cu luna, e o trezire a voastră. Ori comunicați cu cineva care vă inspiră și vă inspiră să vă eliberați, să vă vindecați și să sperați, să vă faceți planuri de viitor. Să creați, apropo de carte, de produse, să creați ceva. Ok, da, ok. Hai să vedem trăsnetul acela. Ba nu, hai 5 de bâte, că e foarte interesant. Ce a început 5 de bâte în trecut? Ce a fost? Un conflict, o răzmeriță, o revoltă. V-ați bătut cu cineva odată? De două ori. De trei ori. 9 de cupe. Interesant. E un conflict interior din cauza că unii poate nu știți să vă iubiți. 9 de cupe. Sau vreți să vă iubiți? Tocmai pentru că asta e prea multe conflicte și vă dați seama, dacă e vorba de trezire, că acele conflicte se datorează și din cauza faptului că ați permis eventual prea multe. Și permitem că nu ne iubim. Că ne putem iubi, putem ierta, dar să nu permitem să treacă anumite persoane de o anumită limită. Pe de altă parte, văd la capătul setului de cărți îndrăgostiții. Și magnetism. O atracție foarte puternică față de cineva, a voastră sau a unui personaj, semn de foc, ori apă sau altceva. Nu neapărat. Orice zodie poate fi. O atracție foarte puternică a cuiva, a voastră. Dar cred că a fost a ambilor. Magnetismul cred că a fost a ambilor. Și amândoi trebuie să alegeți. Și această atracție și aceste emoții foarte intense au creat conflicte în voi. Dar pe de altă parte v-au și învățat lecția stimei față de voi. Această atracție, aceste decizii pe care trebuie să le luați, vă învață, vă învățați încet, încet. Deci știți că lecția trebuie repetată. Stima față de voi. Clarifică în 6 de bâte. De spade, pardon, o dată. De două ori. De trei ori. Prințesa de pământ. Dacă aceste conflicte față de ce am zis mai devreme, sentimentele, senzațiile pe care le-ați trăit în preajma cuiva, v-au îndepărtat pe voi sau pe ei, din cauza că n-ați înțeles exact ce se întâmplă, posibil în ultima vreme vreți să lăsați în urmă aceste conflicte, ape tulburi, repet, și să mergeți înspre o zonă în care se poate manifesta ceva concret cu valetul de monede, se poate manifesta ceva concret. Ce mai văd? În trecut ați avut pe cineva care are obiceiul de a bea și de a fi violent la băutură. Puf. Sau care vorbește urât la băutură, dar altfel de ce ar fi apelată de tulbure? Nu? Da? Puf. Și atunci în ultima vreme vreți să vă eliberați și să construiți altceva. Să creați ceva nou, pas cu pas, să treceți peste blocaje. Ia uite, separare. Turnul, separarea. Clarificăm turnul central o dată, de două ori, de trei ori. 8 de spade. V-ați simțit sufletul încătușat și cu acest turn, brusc, se rupe ceva. Explodează ceva după această încătușare.
încarcerare mentală. Explodează ceva. Dar vrei să se facă dreptate, justiția. Patru de monede, iar apare patru de monede, patru de monede, da? Da. Ce mai e aici? Justiția, patru, da, 10 de monede, probabil că în familie sau acasă sau la locul de muncă. Ați simțit că sunteți, stați pe loc, da? Că cineva vă blochează, ați fost programați, ați fost legați, știu, din multe motive, această legătură poate să apară, mentală, fizică, nevoia de bani, nevoia de a avea stabilitate, da? Sunt multe, multe. Și după acest 8 de spade, apare turnul, explozia, gata, v-a săturat. Ia clarificăm. O situație nedreaptă, poate. Poate să fie și o căsătorie cu justiția, un contract la locul de muncă. Poate rupeți un contract care vă leagă. O dată, încă o dată. 8 de spade de 2 ori. De 3 ori. Male preot. Male preot, da. Dacă nu e căsătorie, deși e posibil pentru unii să fie o căsătorie sau o atitudine foarte tradițională a cuiva, poate să fie și cineva cu marcaj în semnul taurului. Ori ei, ori voi, cineva s-a săturat. E un sentiment de m-am săturat. E șefat. Cineva s-a săturat. Voi scrie. Apare și un magician și o regină de bâte. Atracția eventual pentru altcineva poate să apară. Dar în primul și în primul rând în sufletul vostru. Ori ei s-au săturat, ori voi v-a săturat. De atâtea tradiții, reguli, prea multe reguli, tipic vărsătorilor, prea multe reguli. Poate să fie și familia voastră, că am văzut 10 de monede și marele preot, poate să reprezinte familia din care veniți. Foarte strictă, da? Foarte strictă, o educație, că educație, educație foarte strictă, de care, nu, care vă ține legat. Oh, vezi că ți-ai pus, ai o fustă cam scurtă, vezi că rujul ăla e cam strident, vezi, nu semeni cu altceva. Mai ți-ai făcut părul violet? Dar vezi că violetul e pentru, știi? Nu știi? Nu știai? Uite, zic eu. Încerc și eu să glumesc și să vă dau exemple, da? Sau, interesant, pentru că aici e karma, este 8, este o karma mentală, este un program mental. Că nu poți să te desparți, că este rușinos. Nu contează că te simți legat și înstrâmtorat, nu, am zis bine? Sau încorsetat, mai bine zis, da? De o căsătorie. Vai, că am văzut și justiția, da? Cum să faci așa ceva? E un program mental de care vreți să vă rupeți unul dintre voi. Dom'le, când e dragoste, poți să stai și necăsătorit, dacă e dragoste adevărată, da? Și fără reguli. Adică regulile le faci din dragoste, din respect, din stimă. Din dorința de a crea armonie, de a echilibra masculinul și femininul, da? Clarificăm patru de monede odată, de două ori, de trei ori. Regele de spade. Regele de spade poate să fie unor foarte alt semn de aer. Alt semn de aer sau voi sau neapărat semn de aer, că nu-mi place să mă fixez pe chestia asta. O persoană rațională și prea tradițională, da? Rațională și tradițională. Aici e provocarea. Sau mai bine zis, rațiunea vă spune că puteți să vă găsiți stabilitatea și altfel decât în acele reguli. Sunt multe lucruri pe care le pot. Pentru mine, patru de monede este și o relație karmică. Poate să fie o relație karmică cu cineva. A voastră, aici puteți să fiți voi sau altă persoană. Și karmic înseamnă căsătoria, e karmică. E karmică toată ziua, pentru că e Saturnul.
vă leagă. Contracte. Dom'le, când e dragoste, nu trebuie să semnezi niciun contract. Și vă spun așa pentru că am planete învărsător și, nu știu, cât ați reușit să gândiți ca mine, dar mai, în era vărsătorului, teoretic măcar, rămânem practic să vedem, vor fi multe revolte. Teoretic, dă-i și Saturn, este și Saturn, e și Uranus. Teoretic, nu contractul ne leagă în dragoste, ci sentimentele pe care le avem. Emoțiile acestea, 10 de cupe. Când simți 10 de cupe față de cineva, nu mai înșel, nu mai te duci nicăieri. Împarți lucrurile în așa fel încât ambii să se simtă mulțumiți. Hai să vedem în continuare. Clarificăm regele de bâte. Odată. Da, și aici e provocarea să meditați, că regele de spade, interesant că a venit, vă doriți eremitul, da? Meditație. Analiză. Analizați, amândoi analizează relația karmică versus relația dharmică. Contract versus dragoste. Când soțul sau soția devine un obiect pentru celălalt, este grav. Este grav. În fine. Hai să mă amestec o dată. Deci regele de bâte. O dată. De două ori. În prezent. De trei ori. Regina de spade. Partenerul vostru, voi, regele și regina de spade, da? Aici este. Ori partenerul este prea autoritar, ori voi poate sunteți prea autoritari. Nu știu, vă știți. Dar există un sentiment, e central în sufletul vostru de m-am săturat, nu mai pot, nu mai vreau. Gata! Dacă sunteți voi ca și femei, varianta voastră feminină ar fi să vă găsiți dreptatea și încrederea în voi înși vă. Poate e altcineva. Mai cald. Dacă nu e autoritar, e mai cald. Hai să vedem. Nu. E un personaj care v-a adus suferință aici. 10 de spade, 4 de cupe. Regrete, trădări. V-a trădat acest personaj. A trădat acest personaj, ia, mai dăm o carte pe regina de spade și 10 de bâte odată. Și regele de bâte de două ori. De trei ori, ia. De trei ori. Ia uite o vis. Mai dăm o carte pe acest vis, că trebuie să alegeți ceva. Nu-i numai alunecați așa, că e greșeala mea că eu le-am laminat. Da? Să mă amestec. Mai dau o carte pentru vis odată. De două ori. De trei. Nouă de monede. Visați să fiți independente. Să ieșiți de sub papucul cuiva, de sub autoritatea cuiva, de sub din aceste funii sau, eu știu, lanțuri, ce-or fi, contracte, semnături. Dar simt foarte mult, pentru că regele și regina de spade, și-am văzut la un dat și justiția și marele preot și Uranus, da? Cred că ține mai mult de o căsnicie sau de o relație de lungă durată. Acum visați să fiți independente, da? Reginelor. Visați să intrați în autoritate, să aveți încredere în voi. Să nu vă mai atace nimeni. Mai ales la băutură. Cineva a fost foarte violent la băutură. Mai dăm o carte pe sfat, împăratul. O dată. De două ori. De trei ori. Nouă de bâte. Și împăratul. Eventual blocați oamenii care încearcă să vă domine.
Cu alte cuvinte, fiți voi împărați, intrați în autoritate, cum am spus de câteva ori astăzi, în această etalare. Intrați în autoritate, voi faceți-vă regulile. Blocați pe cei care v-au deranjat. Și dacă sunteți independente, dacă deveniți independente, poate dacă sunteți singure, poate că cineva totuși visează la voi și are pasiune pentru voi. Există și varianta asta, un alt mesaj. Dar deocamdată, hai să vorbim despre aceste blocaje. Clarificăm. Nouă de bâte și împăratul. O dată. De două ori. Că este sfatul de trei ori. Trei de monede. Asta e. Reconstruiți-vă. Trei de monede duce către patru. Dar într-o altă formulă. Blocați pe cei care sunt prea dominatori. Construiți-vă viața, regulile. În spatele blocajelor sau în fața lor. Treaba voastră. Pentru că trei este un număr divin. Creșteți eventual spiritual. Dar blocați, ca să aveți parte de creștere, de spor, trebuie să blocați pe cei care vă stau în cale. Sau v-au stat, cum am zis chiar de la început. Interesant. Interesant, la capătul setului de cărți, iau-te, steaua. Doi de monede. Și ce mai era? Regele de monede, soțul sau soția sau tatăl sau șeful sau figura aceea autoritară, rigidă. Trebuie să alegeți în acea figură și vindecarea voastră, destinul vostru. Pentru că pentru mine steaua nu înseamnă doar vărsător, evident. Înseamnă destinul vostru. Credință. Alegeți credința. Cu credință puteți să creșteți credința. Aveți și aici la trei de monede. Mai dăm o carte? Nu. Pe 10 de cupe, o carte odată, exterior, de două ori, vărsător, soarele, nu Venus. Un ori, de trei ori. Fantastic! 10 de spade și 10 de cupe. A fost un ideal trădat, așa simt. Pentru că apare și aici 10 de spade. Cineva v-a trădat, ați sperat și a trădat. Și a fost trădat. E exterior, nu sunteți voi. Cine ascultă să țină minte că aici nu sunt vărsătorii, este o altă persoană. Care a trădat o căsnicie fericită, care a trădat o speranță, un ideal, un moment de fericire. Probabil că aici, la nouă de cupe, care a fost cândva. Justiția. Iar contractul, iar. Da, o pasiune secret în afara căsătoriei. Pasiune secret în afara căsătoriei. Ia să vedem încă o carte pentru exterior o dată. De două ori. De trei ori. Împăratul extraordinar. Cel care a venit în poziția sfatului, de care vi se zice să... Da, trebuie să-i blocați ca să puteți să vă reconstruiți, da? Nouă de bâte. Sau care vă blochează reconstrucția, creșterea. Persoană dominatoare. Sau care nu arată emoții, care se controlează și nu arată emoții. Nu e să fie... Persoană foarte importantă. Poate cu o poziție financiară. Poate că ei sunt trădați. Pot să fie doi împărați? Împăratul verde și împăratul roșu. Pe care îl alegeți? Ce întrebare? Mă gândeam eu acum dacă m-a întrebat cineva ce aș alege. Împăratul verde sau împăratul roșu? Cred că pe verde l-aș alege. Da, că tot sunt înconjurată de verde, mult verde. Trebuie să am vocea. Vocea interioară, ce vă spune? Vocea lor interioară. Vor să construiască ceva interesant.
De ce n-ar fi doi împărați? Unul fals, un fals bărbat divin sau un bărbat divin în varianta sa distorsionată și unul real. Opa! Da, aveți două gote de la început. Da, aveți alegeri. Mai, ce ecuație complicată de gradul 2. Ei, la gradul 2 n-ar trebui să fie chiar așa de greu dacă știi formula. Așadar, studiați formula. Formula fericirii. Formula fericirii. Poate că ei... Măi, eu simt că ar putea să fie două persoane. Așa simt, vedeți și voi. Hai să mai dăm o carte pe... Mai, da. Trebuie să-și... Ori persoana aceasta trebuie să asculte, să comunice în dreptate. Da, îi este dur, a provocat lacrimi, dar dorește un nou început. Trebuie să comunici. Ceva nu se comunică corect. Da, împăratul nu arată nici ce simte, nici ce suferă. Împăratul, dragii mei, nu arată nici că suferă, nici că e fericit. Vrea să fie sobru, rece, rece. Ca să fie în control. Că așa consideră că nu poate nimeni să-l șantajeze nici emoțional, nici mental, da? E o tactică și e ceva de învățat și de aici, dar nu pot să fie așa. Hai mă, dăm o carte pe împărat odată. De două ori. E exterior, nu sunteți voi. De trei. Asta a văzut să arată. Ah, vulnerabilitate. Ar vrea să fie vulnerabil? Interesant și să ofere. Reciprocitate. N-a oferit. Mai, Regina de Foc, care am mai văzut-o mai devreme și magicianul. Ce să zic, voi știți sau poate e greu să-ți dai? Mai dăm o carte pe sfat, trei de monede odată. De două ori, de trei ori, trei de monede. Uite, focul, alt foc, băi, deci m-ați zăpăcit, foc, pasiune. Pasiune să creați, să o luați de la zero. Deci pasiunea să, să creați ceva, dar să o luați de la zero. Să vă vindecați, să rămâneți empatici, îndreptate și să manifestați ceva de la zero. Mai, dar nu m-a ajutat nici focul ăsta. Poate pe voi vă ajută, dar... Eu așa zic la sfat, aveți pasiunea să vă recreați viața și pe voi, că sunteți unii care ați trecut prin niște drame. Ce am zis la Leu, telenovelă, ce am zis la Fecioară, povești paranormale, și aici, și aici. Da, abuz de putere. Da. Blocați pe cei care vă stau în cale și creșteți. Creșteți ca un împărat, eventual. Creșteți ca un împărat. Dar am zis, faceți-vă regulile voastre. Vorbim de oameni, de femei în special, dar și oameni care trec prin probleme. Interesant ce simte. În exterior, acest personaj, acest împărat, la exterior, persoana care vă influențează, ar putea să fie persoana care v-a abuzat, care v-a dărâmat idealul, v-a trădat eventual pentru unii dintre voi, soțul, soția dacă e o tipă mai masculină așa, mai dominatoare. Vulnerabilitate și 6 de monede invers. Este teamă, măi.
Ce simt aici? Este, cum a zis mai devreme, oarecum se mai completează foarte puțin niște nuanțe. Îi este teamă să fie vulnerabil. Consideră că dacă e vulnerabil și dacă arată, dacă dă în aceeași măsură cât primește, își pierde controlul. Vom vedea. 10 de spade, nu mai vreau să-l clarific, se clarifică de la sine prin tot ce am vorbit. Eremitul. Ce își doresc vărsătorii? O dată. De două ori. Nu uitați că la capătul setului de cărți este un 10 de bâte, iar se mișcă, trebuie mișcat. E interesant, dar de două ori ați văzut? Eu acum am observat. 10 de bâte, 10 de bâte. Aici e dezamăgire, aici e valută de spade. Okay. Eremitul și aici. Eremitul o dată. De două ori. Și de trei ori. Mamă, diavolul. Puf. Lilith. În aceste de cărțe Lilith. Femeia. Antifeminină. Varianta frumoasă și înțeleaptă a acestor cărți, Eremitul și Lilith, ar fi că vă doriți să înțelegeți adicțiile, toxicitatea a voastră și a altora în relație. Ar fi varianta vărsătorilor superiori, da? Vărsătorii care studiază, care vor să înțeleagă, să știe, da? Ce de factor înaltă. Vor să înțeleagă de ce e această karmă, de ce această toxicitate, de ce această adicție a voastră, a lor, a oamenilor cu care au manifestat ceva. Poate să fie și obsesia pentru studiu, pentru cercetare a unora. Obsesia de a cerceta ceva care îi va înălța în carieră. Pentru unii. Și uneori e bine să fii obsedat de un subiect, pentru că altfel nu ajungi la rezultate. Numai cine a studiat, a dat un master, un doctorat, știe ce înseamnă. Sau are o pasiune pentru ceva, da? Știe ce înseamnă să fii obsedat de un subiect. Asta e o variantă superioară și fină. Pentru alții, da, la capătul setului de cărți, zero. Ca să o puteți, să o luați de la zero. Și să vă înțelegeți, să vă găsiți destinul, că faitonul este leitmotivul aici, energia generală, care merge către stea, eremitul merge către stea și steaua nu că sunteți voi, că nu are nicio legătură totuși, da? Vorbim serios, da? Steaua reprezintă credință. Acea misiune specială pe care fiecare o are. Dar hai mai dăm o carte pentru dorința vărsătorilor odată. Pentru că suntem și vărsători. Bine, eu nu sunt chiar toată, da? Destul vărsătoare. Dar sunt și vărsători. Mi s-a părut că s-a încheiat. Ce emoție am avut. Profund sunt și vărsători, mai puțin profund. Hai să vedem, da. Deci, clarificăm Lilith și Eremitul odată. Poate să fie o tăcere obsedantă, intoxicantă, de trei ori. Tăcerea cuiva, efectiv, vă leagă. 7 de monede. Dar și 7. Iar este Saturn, iar este o lecție. Mai, eu simt că unii sunteți concentrați pe carieră foarte mult și vreți să aveți răbdare, da?
Poate v-ați stabilit în 7 luni prin iunie, iulie, apropo de faeton, iunie, iulie, să lansați ceva. Interesant. Cum vine mesajul. Aici e un nou, da, vedeți? E nou. Să lansați un concept, apropo, că am zis de la început că vreți să concepești ceva. Și vă concentrați pe studiu, dar la modul așa insistent, pe carieră, da? Diavolul e casa 10, să zicem. Eventual, poate vreți să demonstrați acelor personaje, poate arogante, poate dominatoare, că și voi puteți. Ambiția unor vărsători. La capătul setului de cărți apare temperanța, cea care anulează diavolul. Comunicarea cu divinitatea, curățenia sufletească, emoțională, spirituală, energetică. Echilibru, yin și yang. Mi-a plăcut foarte mult și carea și lucrarea asta. Da. Și asta implică în aceste de cărți, în această lucrare pe care eu am făcut-o, avem 2 cocori. Știți că în cultura orientală cocorul este similar cu fenixul, da? Renaște. 2 persoane renasc. Eventual și varianta voastră introvertită, feminină, trebuie să se transforme într-un mod creativ și varianta voastră masculină să se transforme într-un mod creativ. Casă, odată transformat, să vă atrageți un alt suflet pereche. Adevărat, o flacără geamănă adevărată, să știți că sunt și false flăcări gemene, false suflete perechi, dacă aș citi suficient, apropo de citit de studiu, sunt și false. Acum, unii așteptați în mod obsedant pe cineva să iasă din tăcere să, da, să comunice eventual. Așteptați. Cercați să aveți răbdare. Da, asta e. Îndrăgostiți-i. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, 2 de monede. Alegeri. Hai să mai vedem. Regele de foc și 3 de spade. Ei sunt dezamăgiți, ori voi sunteți dezamăgiți de ei. Dar, interesant. Aici avem totuși cineva care visează la voi sau voi la ei. Vedeți pe unde sunteți. Pentru că nu toți vărsătorii sunt liberi, da? Singuri. De aia zic variază. Mai dăm o carte pentru 2 de monede și îndrăgostiți odată. De 2 ori. 3 ori. 4 de cupe. Mai, trebuie să alegeți între o ocazie pierdută, o tristețe, o depresie, lacrimile pe care le-ați plâns. Toți oamenii plâng. Chiar și împărații, dar nu arată. Nu arată că altfel ar fi vulnerabil. Da? Nu arată, nu împărtășesc. Asta e, au fost educați așa, e problema lor. Și, îndrăgostiți, echilibrul vostru interior, înainte de toate, echilibrul, da? Echilibrul vostru interior. În viitor. La capătul setului de cărți, speranța și eremitul. Și turnul. O separare care a dus tăcere și poate că la un moment dat deci începe să sperați într-o nouă direcție, da? Pentru că alege să nu mai stați în această tăcere, în aceste lacrimi, că vă e dor de X, de Y, nu. Adică blocați pe cei care nu se exprimă, care nu sunt deschiși. Și mergeți într-o nouă direcție, măi. Aș fi vrut totuși să văd cine e în cuplul acela, dar probabil că o să vedem mai încolo. Clarificăm luna ca și rezultat odată. De 2 ori. De 3 ori. Deci aici chiar nu prea aveți acces. Însă, băi, bine, știm că noi nu suntem convențional. Luna și Marea Preoteasă amândouă înseamnă mister. Mister. De-aia trebuie să cercetați, de-aia trebuie să vă gândiți. Să pătrundeți misterul lunii.
alte dimensiuni, iau-te, cineva pătrunde în zid, tocmai când zic acum. Da, nu știu că se aude, că de-aia am și pus muzică să nu se mai audă, dar cineva, probabil cu dobor mașina, încearcă să dea niște găuri, știu, da? Apropo, nu fi întâmplător, nu? Trebuie să pătrundeți niște secrete, niște, ca să ajungeți la adevăr. Marea preoteasă și luna. Este ceea ce reușiți să voi să faceți, să citiți lucruri secrete. Oh, da, să înțelegem niște lucruri legate de mama voastră, că poate nu înțelegi. Ce vorbește el, mă? Ce legătură are mama cu toată? Are, mami, are foarte mare legătură. Da? Luna Marea Preoteasă. Bă, ce o regină de cupe la capătul setului de cărți. Bă, ce dragoste. Oricineva ține secret o dragoste față de voi. Ori voi veți... Mai dăm o carte. Mai... Nu-i voie, nu-i frumos. Când e Marea Preoteasă, e clar că e un val. Nu o să le înțelegem niciodată. Câte putem să punem 10 cărți? 10 seturi de cărți odată. Misterul Române. 2. Ca să nu strivești corola de minunea lumii. 3 ori, 10 de cupe. Vai, ce frumos. 10 de cupe. Probabil că într-un mod misterios aveți acces la, veți înțelege de fapt fericirea. Aici e cineva foarte... care simte și fericire și durere. Se schimbă ceva. Se iese din tăcere pentru o perioadă. Eremitul, varianta mică, 4 de spade, da? Se schimbă energia. Va fi un mesaj care va schimba energia, da? Într-un mod misterios. Poate noaptea, interesant. Mai dăm, băi, ce ambițioasă sunt. Mai dăm o carte, te rog frumos. Dată, de două ori. Că văd și 8 de bâte care înseamnă mesaje. Tăiciu, mă. Tăiciu. Tăiciul. Energia. Asta e dacă studiați, dacă vă dați timp să înțelegeți karma, să creșteți, să creșteți, să construiți în grădina voastră, să, opa, așa, ce frumos am făcut portalul ăsta, îl vedeți? Dar să treceți printr-un portal, printr-o dimensiune, apropo de lună, de Marea Preoteasă, o chestie subtilă, pentru vărsătorii care vor să exploreze chestii subtile. Apropo de perete, da? De portal, treceți printr-un perete care până acum era un val, era un mister. Și energetic începe să vă echilibrați și să ajungeți la un sentiment de fericire. Poate că vine cineva, poate că tot apare ca justiția, se echilibrează lucrurile. Hai să vedem cavalerul ăsta, mai să fie odată, o fi și cavaleră de două ori. Cavalerul e fain, mesageri. Mesaje. Cuceritor de trei ani. Ce ne-am face fără cavalerie? Da, după o perioadă de stagnare, da? Vine acest cavaler, măi. Oh, și cavalerul se transformă în rege. Da, e mag, da? Se transformă. Puc, hocus, pocus, astăzi sunt cavaler. Mâine sunt rege pentru tine. Interesant. Brusc cineva are o nouă viziune. Măi, mai dăm o carte pe acest spânzuraș și cavaler odată, de două ori. Măi, ce ambițioasă sunt. De trei ori. Chiar dacă vă plictisesc. 4 de bâte. Da, cineva vrea să creeze un alt fel de stabilitate, de relație, întâlnire, prietenie. Chiar dacă nu e relație, o întâlnire faină. Da, faină, care vă aduce fericire, vă echilibrează energiile. Nu știți când, e un mister. Probabil că noaptea se va întâmpla. Bine, acum se înserează repede, n-ar fi chiar așa, atât de târziu. Noaptea. Noaptea asta trupul ți arde.
Cum era? Ca un flăcări. Ia uite și iar 8 de bâte, iar 8 de bâte, iar 8 de bâte. Călătorie, cineva vine, cred. Comunică, dă-mi 8 de bâte, odată, de două ori. Am uitat ce era după 8 de bâte, am dat, oare? De 3 ori. Prințesa de spade se comunică. Valetul de spade aici, care era pe orizontal, se va comunica. Și se va comunica și despre o atracție, despre niște decizii, despre o fericire. Mai dăm o carte. O dată. De două ori, prințesa de spade și 8 de cupe. De 3 ori. 5 de cupe, da? Cineva va recunoaște, va spune adevărul că i-a fost dor, că a plâns, că a regretat. Justiție. Nu, vrea să se echilibreze situația după o perioadă de abandon. Din motive de căsnicie, de siguranță financiară. De... Da. Mai, mai, mai. În fine. Ce-or fi alea mai încolo, mai spre sfârșitul lunii? Rămâne de văzut, însă ianuarie ăsta e foarte misterios. Mai, 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 mai. Da, cineva ora ținut secret. Aici, la exterior, ori a ținut secret fericirea pe care o simte, sentimentul de echilibru pe care îl regăsește în preajma voastră, ori voi descoperiți pe aceste lucruri. Sper că nu s-a închis, vă doresc dragoste, pace, creștere, sfat, uite un sfat repede. Aveți încredere în univers. Vă pup, numai bine, ceau, ceau.